Vă salut! Astăzi o să încep o nouă lucrare. În acest loc o să trebuiască să fac o casă. Am trasat-o. Acum așteptăm să vină excavatorul să o săpăm. Este o casă mică de 72 de metri pătrați. Doar parter. Nu o să aibă placă de beton peste parter, o să aibă din lemn, din dulapi de 15x5. Avem și un beci care o să rămână în interiorul casei. La această casă vreau să vă arăt pas cu pas cum se face. S-a terminat de săpat și fundația. Se arată. Șanțurile sunt de 50x50. A fost o diferență mică de nivel. Aici are undeva la 70 de centimetri. Mâine o să turnăm. Avem 15 metri cub de beton. Această casă nu avem fier în pământ, pentru că este o construcție ușoară, nu are placă peste parter, așa că nu necesită fier în pământ. Am dat și nivelul la săpătură. Am pus aceste fiare, acești martori, până unde o să-mi vină betonul. Vreau să-l torn cât mai drept, pentru că cu cât este mai drept, cu atât o să-mi fie mie mai ușor să montez cofrajele, să le aliniez. Mă ajută pe mine mai mult dacă betonul este drept. Nivelul am dat cu purtunul de nivel, este cel mai precis, purtunul cu apă nu dă greși. A venit pompa. A început și ploaia. Este cam dificil că nu are loc să intre cu ea în curte.
macifă de beton, a făcut până bine, am vibrat și îi dăm o față. Acesta când l-am pus și un voloboc. Se văd și martorii de fier aici, în capătul scândurii. Nivelul. Așa facem până se termină. Da. Am terminat și de turnat. Așa arată. Am terminat și de trasat, am bătut și cupoanele. Acest trasaj este pentru cofraj. Între aceste cupoane o să vină grinda de fier, apoi cofrajul o să vină lipit de aceste cupoane. Cupoanele acestea sunt bătute să ne țină aliniamentul la cofraj. Eu când o să leg sârma și o să-l strâng, să mi-l țină la distanța de 25, să nu se facă mai mic. O să rămână la dimensiunea de 25. Aceste cupoane nu-i dă voie să se facă mai mic, să se strâmbe. Așa arată. Beciul o să vină astupat. Pe acești suporți o să fac fierul. Am început să facem și fierul la fundație. Eu prefer să le fac aici pentru că nu sunt chiar așa lungi, sunt ușor de ferat, pentru că am mai mult spațiu aici. După ce le fac, le pun pe poziție. Grinzile sunt cu etrier de 45 pe 6 bare de fi 12. Etrierii punem din 20 în 20. Facem această legătură. Așa facem legăturile. Se leagă în mai multe feluri. Se leagă și cu vinglița și cu ghemul de sârmă. Pentru mine este mai ușoară aceasta.
bineînțeles, se poate lega și așa. În șantier, legătura asta o numim țigănească. Strânge foarte bine și asta. De fapt, sârma este doar pentru montaj, atât. Sârma nu este de rezistență. Se strânge foarte bine. Am terminat de făcut grinzile. Acum o să trebuiască să îi fac îmbinările, să-i pun stâlpi. La îmbinări eu folosesc eluri. La acesta. Care vin puse pe colțuri. Să vină pus în felul acesta, dar pe dedesubt. Se petrece un metru într-o parte, un metru în cealaltă parte. La aceste grizi n-am avut ciocuri, se mai face o îmbinare, dar cu ciocuri. Adică barele întregi. Venea un vinclu de 30 cm. Dar la această casă avem cu eluri. Felul acesta. Părerea mea este că fundația este mult mai rezistentă cu eluri decât cu ciocurile acelea. Așa o să facem la fiecare bară în parte. Avem 3 bare sus, punem 3 vincluri. În felul acesta. Doar că o să le pun pe dedesubt. Apoi o să introducem stâlpii. La stâlpii, la partea de jos, le-am făcut ciocuri de 15. Ca să putem să le legăm de barele de jos. O să vă arăt când o să-l termin cum arată. După ce o să fac toate îmbinările, o să montez tot stâlpii. Apoi o să trebuiască să ridic grinzile, să nu stea pe beton. O să le suspend ca să poată să intre, ca să poată să intre ciment și pe dedesubt, pe sub aceste fiare. Sunt niște distanțieri special din plastic pentru a suspenda grinzile, dar aici nu avem, așa că o să le suspendăm pe niște cărămizi sau niște bucăți de ciment. Am terminat de făcut colțul, așa arată. Am pus toate vincurile. Avem și etrieri noduri la stâlp. Stâlpul nu trebuie să fie întrerupt niciodată. Chiar dacă trece prin grindă, prin centură, el trebuie să-și continue etrierii. Deci urile vin petrecute până aici, de aici. Avem un metru, apoi iarăși până aici. Se văd mai bine cele de dedesubt. Așa o să facem la toate colțurile. Felul acesta.
Am terminat de făcut și fierul. Așa arată. După o să trebuiască să spălăm bine betonul, pentru că s-a pus pământ pe el. O să dăm cu furtunul. Și apoi începem să cofrăm. Vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!